Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei împreună la această oră, ca de obicei vineri vorbim de probleme de sănătate. Sănătatea care e atât de importantă, mai ales în zilele noastre, de fapt tot timpul este importantă. O să vorbim astăzi de probleme legate de aparatul digestiv, pentru că alături de noi este domnul doctor Cristian Costea. Bună seara, bine ai revenit. Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru noua invitație. Întotdeauna face plăcere să revin la Da, și telespectatorilor noștri, pentru că avem un feedback foarte bun. Ei sună, ca de obicei, domnul doctor vine și cu explicații video, să zic așa. Deci o să avem pe tema ce o vorbim, o să avem și niște imagini pe care le vom comenta, le vom discuta. Problemele digestive, din păcate, problemele gastroenterologice sunt și ele la ordinea zilei. Trebuie să fim foarte atenți, repet, mai ales în această perioadă când suntem oarecum toți chitiți și calați, COVID, virus și așa mai departe, să nu ne neglijăm și altfel de probleme. Pentru că au existat discuții și cred că pe bună dreptate că în această perioadă foarte mulți dintre dumneavoastră și-au neglijat alte tipuri de afecțiuni, de boli, chiar cronice, pentru că le era frică sau era mai greu să ajungă în spitale, la medici. Atunci, sigur că da, aceste probleme au șanse mari să se acutizeze, să se agraveze și e important să avem grijă de ele. Cred că și în rândul pacienților tăi ai avut unii care au mai amânat tocmai din cauza COVID-ului să se prezinte după primele simptome. Sigur, așa este. Pacienții din proprie inițiativă își amână, dacă se poate, anumite probleme de sănătate și din sfera digestivă, probabil că și din alte sfere, nu doar din cea digestivă. Dar nu întâmplător am ales eu subiectul ăsta de hepatite, pentru că vreau oarecum să liniștesc o parte din pacienții mei care mă urmăresc și care ne urmăresc, pentru că tratamentul, noi am mai vorbit despre hepatite, dar așa mai în mare, în general, acum mai tangențial. Am zis că ar fi poate un subiect bun să discutăm despre hepatitele virale și aici este hepatita C, care are tratament de câțiva ani buni, are tratament. Într-adevăr, tratamentul ăsta este un tratament destul de scump și se făcea până nu... Întotdeauna, de fapt, până acum se făcea în centre universitare, tocmai pentru ca guvernanții să aibă un control asupra resurselor financiare. Acum, ceea ce vreau să zic este că este întrerupt acest tratament pentru hepatită C de vreo câteva luni bune, din luna iunie, și tot așteptăm să se repornească, să se semneze contractul. Deci să înțeleg că acum cei care au hepatită C nu beneficiază de tratament? Sau exact, nu? Nu mai au tratamentul antiviral pentru hepatită C, nu mai există. Practic acest tratament este întrerupt. Este întrerupt până se semnează un nou contract cadru. Acum eu vreau oricum să liniștesc pacienții și să le spun că această hepatită C, chiar dacă o contactăm poate de multe ori fără să știm, ea până să ajungă să avanseze în hepatită cronică, în steatohepatită, în fibroză hepatică, să afecteze ficatul și de multe ori și celelalte organe, atunci ea necesită de multe ori 5-10 ani. Deci să nu se sperie unii dintre ei care au primit acest diagnostic, pentru că chiar dacă acest tratament începe cu o lună, două mai târziu decât se preconizează și din cauza pandemiei cu siguranță și din cauza probabil resurselor financiare și din cauza problemelor noastre de guvernare. Dar totuși, nu e ceva urgent, adică nu exact, e... totuși nu este urgență. Pentru unii dintre ei s-ar putea să fie o urgență atunci când această hepatită este asociată altor boli, cum este de exemplu un cancer, în care este necesar și tratamentul chimioterapic și tratamentul antiviral. Dar de regulă și acolo tratamentul împotriva cancerului chimioterapic se poate face și fără tratamentul hepatitei C. Deci amânarea cu câteva luni, 3-6 luni în cazul hepatitului a tratamentului,
nu influențează evoluția bolii extraordinar de mult. Este necesar de multe ori ani de zile de evoluție a infecției cu virus C, în cazul nostru, până să ajungem la o boală avansată de ficat. Bun, ca asta, hepatită sună destul de urât. Noi cunoaștem, am avut rude, prieteni cu diferite forme de hepatită. Hai să le facem diferențierea un pic și să vedem care sunt cele mai periculoase și care sunt cele tratabile sau mai puțin periculoase. Da, practic avem hepatitele virale, care sunt din marea clasă a hepatitelor virale și pe care încercăm practic să le eradicăm, să scăpăm de ele. Complet. Organizația Mondială a Sănătății își propune practic o țintă destul de bună în timp 2030, să scăpăm, să eradicăm hepatitele B și C. Este hepatita cea mai frecventă, hepatita B și C, care se cronicizează. Deci astea pot să ducă la hepatită cronică și să evolueze spre ciroză. Și sunt sigur și alte hepatite virale care de regulă nu se cronicizează. Cea mai întâlnită este hepatita A. După aceea este hepatita E și mai avem sigur hepatita D, hepatita G, alte tipuri de hepatite virale și hepatite date de către virusuri care nu sunt cu tropism hepatic, adică care nu se duc direct să afecteze ficatul. De exemplu, coronavirusul. Ăsta nou, dar și alea antevechi, coronavirusul poate să dea afectare hepatică. Să dea, nu la toate persoanele, dar la anumite... Deci nu e obligatoriu, da. Sigur, la anumite persoane poate să dea o afectare hepatică chiar foarte serioasă și atunci pacientul necesită, pe lângă tratamentul specific pentru coronavirus, necesită și tratament de cele mai multe ori hepatoprotector, suportiv pentru ficat. După aceea, după hepatitele virale, că am spus marea clasă a hepatitelor virale, avem hepatita metabolică, care e iarăși destul de frecventă, deci prin mâncare, datorită mâncării, datorită alimentelor grase, și avem hepatita alcoolică, etanolică, despre care am vorbit noi aici, am mai făcut o emisiune, de asta am zis că hai să discutăm mai mult despre asta virale acum, să vedem așa, și mai sunt sigur și alte cauze de hepatită, cum este cea medicamentoasă, iarăși aici atrag atenția pacienților, pentru că este acum o perioadă în care toată lumea își ia suplimente alimentare. Vitamina D, vitamina C. Da, li se face și o groază de reclamă că acum industria farmaceutică răbufnit, da, pe quercetin, toate suplimentele alimentare care poate privite individual și luate una singură, n-ar avea nicio problemă cu ficatul nostru. Dar în momentul când facem o întreagă bombă, să zic așa, pentru ficat, în care luăm 10 suplimente alimentare, care, să fim serioși, multe dintre ele nici nu au studii medicale la bază. În momentul în care luăm atâtea medicamente, atâtea suplimente alimentare, fără o recomandare medicală, atunci, ficatul se revoltă. Sigur, mai ales când majoritatea acestor suplimente alimentare se metabolizează hepatic, deci ele sunt metabolizate și eliminate din organism cu ajutorul ficatului, care este o fabrică. Este o fabrică care ajută practic la detoxifierea organismului nostru. Și uite că prin aceste suplimente alimentare, de multe ori sigur asociate unor probleme, un ficat gras, un poate consum de alcool, mai vine un coronavirus peste, pentru că majoritatea oamenilor acum asta fac. Iau câte 5-10 suplimente alimentare, alea nu se știe ce efecte adverse are, nu se știe, da, chiar nu se știe. Nu avem nicio treabă. Sunt aprobate, nu se știe, asta e adevărul. Majoritatea nu se știe ce efecte adverse are. Sunt aprobate majoritatea de către Ministerul Agriculturii. Nici nu au, unele dintre ele sunt și de către Ministerul Sănătății. Dar majoritatea suplimentelor alimentare nu au și nu necesită studii la bază. Sunt și medicamente care... sau hepatoprotectoare, care sunt suplimente alimentare, culmea, dar care, de multe ori, ca să sară acest sistem de aprobare, care necesită de multe ori ani de zile să le aprobe, ele preferă să treacă în area suplimentelor alimentare, tocmai că acolo nu necesită foarte mult timp până să ajungă să fie aprobate. Și asta vreau să atrag atenția, că sunt oameni care consumă câte 5-10 suplimente alimentare,
în ideea de a se apăra acum de coronavirus. Că asta fac. Zic, no, iau vitamina cu tare, iau pentru că mă apăr de coronavirus. Și de multe ori la nebuniile astea care le dăm ficatului, mai vine chiar virusul ăsta în sine, care nu-i pasă, se pare, că de ce suplimente bem noi, și face exact ceea ce ne lipsește nouă, o hepatită, o insuficiență hepatică. Da, aici e foarte clar ca să înțeleagă toți telespectatorii, hepatita e pe bază de ficat. Da, deci, da, deci e o inflamație. Poate fie de la alimente, poate să fie de la alcool, poate să fie de la medicamente, de la orice ajunge. Și de la virus. Da, sau virus, tot exact. Ce prelucrează ficatul. Există și, știu că te întreb tot timpul la aceste boli, dacă există și latura genetică, adică dacă se poate transmite. Da, să vedem imaginea asta mai întâi ce reprezintă. Sunt aici este practic un ficat care are acolo partea galbenă de jos, este de fapt colecistul, fiara, și practic este un ficat care este influențat de către aceste cauze de care am spus. Alcool, mâncare, medicamente și virus. Da. Și practic vedem acele bubițe care le vedem noi uneori și la animale când tăiem câte un animal, vedem că are pe el aceste bubițe mici, ca niște beșici mici. Dar clar că de la mâncare, că de băut nu beau animale. Da, exact. Clar de la mâncare sau clar de la anumit virus care l-a putut avut sau ceva bacterie care că de multe ori eu copil și de mic știu că mama tăia găina și noi examinam acolo, hai să vedem. Și mai găteam câte un ficat din ăsta și de multe ori la animalele bolnave pe care le sacrifica pentru că erau deja bolnave, vedeam că ceva nu-i bun și ziceam, ăsta nu se mănâncă, că ăsta nu-i bun. Știam deja că acolo, că după ceva, cum arată macroscopic, că ceva nu-i în regulă. Na. Cam asta se întâmplă și în ficatul nostru. Sigur, ăsta era deja un ficat care a fost deja influențat de către hepatită, dar de regulă, de cele mai multe ori, e un proces care e foarte lent în timp, necesită foarte, foarte mult timp. Și dacă un ficat normal are de regulă o dimensiune de sub 15 cm lobul drept, deci el totuși e ceva 15 cm, ficatul de hepatită în primele lui stadii, el se dezvoltă, crește în volum, tocmai prin inflamație. Că vedem și dacă ne lovim undeva, se inflamează, crește în volum. Dacă punem lupa acolo, vedem că nu-i mai, că deja e bubă, e crescut. Dacă ne lovim la cap, crește un cucui. Cam așa e și cu ficatul ăsta. Uite, chiar aici avem o imagine în care, practic, în partea de sus, exact asta vrea să zică, ficat normal, și în partea de jos este un ficat inflamat. Da, inflamat. Îl vedem că e mai umflat, e mai plin de sânge, de congestie, tocmai prin aceste acțiuni ale virusului și altor posibile potențiale cauze care pot să dea hepatita. Deci, practic, noi, ca medici, gastroenterologi, interniști, medici de familie, cine vede pacientul cu hepatită, de cele mai multe ori este suficient să palpeze. Deci nici măcar nu trebuie alt tip de investigație, ci da, doar... De multe ori este suficient să palpeze și să pună mâna pe partea dreaptă sub coaste. Acolo se află ficatul nostru. În partea dreaptă sub coaste și vedem că, bineînțeles că pacientul trebuie să stea în clinostatism. Acum dacă vă palpați, nu. O să-l simțiți, nu vă speriați că e bine. Dar dacă stă culcat, deci în clinostatism, atunci că stând așa, sigur că noi... Îl apăsăm și el vine puțin mai jos, îl simțim deja sub coaste. Dar dacă stă în clinostatism, el imediat se ascunde sub coaste. Așa l-a creat Dumnezeu acolo ca să aibă apărare. Și în această situație e suficient să palpăm sub coastele noastre și deja să simțim o margine mai dură. Acela este ficatul, care de cele mai multe ori când se simte că se palpează, este patologic, are o problemă. Fie e ficat gras, fie este o hepatită. Deci când simțim că este palpat, da? Da. Că exista și acea, noi mai și demitizăm ca de obicei lucruri. Sigur. Existau sau există și acea vorbă că ficatul nu doare. Așa este, ficatul nu doare. Tocmai de asta
am adus discuția că el avansează la ciroză, nu doare. Ficatul foarte rar ajunge să doară. În momentul în care deci mitul ăsta este bun, știți, adevărat. Deci ăsta e adevărat. Adevărat. Ficatul nu doare. Ficatul nu doare. Foarte rar se întâmplă să doară ficatul când această creștere în volum a ficatului, care o zicem noi că din 15 cm ajunge la 17, la 18, când aceasta se întâmplă într-un timp foarte scurt. Deci în câteva luni, datorită anumitor, că vine și virusul B, vine și virusul D, e o grupare acolo de infractori care vin și atacă ficatul. Atunci e mai spectaculoasă, exact, creșterea și... Și atunci împinge pe capsula hepatică, se numește capsula Gleason. Această capsulă e singura care e inervată, practic. În rest, ficatul de asta nu doare, că nu e inervat. Și capsula lui, practic, care e o fascie simplă, o simplă fascie albă, care noi o vedem la, iarăși la animale foarte ușor, să, că ficatul e îmbrăcat în această fascie. Și această fascie îmbracă efectiv ficatul și în momentul în care el crește și împinge pe ea, ea fiind inervată, atunci apare durerea. Și noi o numim hepatalgie în ficat, că vine de la ficat. Și pentru că toți suntem la mituri, ficatul, tot așa, se spune că e singurul organ care se regenerează. Așa este. Înseamnă asta, adică își revine, își... Da, așa este și poate cel mai bun exemplu aici de dat, deși nu știu dacă să mă grăbesc cu el, dar îl spun acum, că să nu-l uit, este de exemplu în cazul pacienților cu ciroză și cu virus C. Ciroza se știa și se știe că este de fapt, cred că și pacienții știu lucrul ăsta, că este ireversibilă. Adică odată ce ficatul nostru a ajuns în stadiul de ciroză, ea este ireversibilă, nu se mai poate regenera, nu se mai poate reface un alt ficat de acolo. Dar în cazul pacienților cu virus C s-a constatat că dacă se tratează virusul C, la unii dintre pacienți cad atât de mult gradul de fibroză hepatică, chiar și la cei aflați în ciroză, încât de la un grad de fibroză, de afectare hepatică foarte avansată, F4 o catalogăm noi, de multe ori aceasta ajunge să fie mult mai bine, să ajungă într-un grad mai mic, F3. Deci nu mai este ciroză conform fibrozei. Deci da. Deci asta este din nou un mit adevărat, ficatul se regenerează. Ficatul se regenerează și de asta prin tratarea cauzelor de hepatită și înlăturarea cauzelor de hepatită, noi practic putem să ajungem la un ficat normal, la un ficat sănătos într-o perioadă de obicei foarte scurtă de timp. Depinde, deci sigur... asta e veștea bună, că iată se poate vindeca cum ar veni. Da. Revenind un pic la ce te întrebasem, poate fi și genetic, dacă avem șanse, dacă au avut hepatită părinții noștri, bunicii noștri, să o moștenim? În cazul hepatitelor virale nu, dar există și cauze de hepatită, cum este depunerea de fier la nivelul organelor și depunerea de cupru. Depunerea de fier noi o numim boala hematocromatoză. Deci, ea, practic, această depunere de fier la nivelul celulelor hepatice și sau depunerea de cupru, care se numește boala Wilson, aceasta poate să sunt, practic, genetice, de cele mai multe ori o comandă genetică. De obicei, cam la a doua generație apare... Deci dacă au avut bunicii... Da. Și mai este, care apare din generație, poate să apară din generație în generație, deficitul de alfa-1 antitripsina. Asta este o enzimă, destul de rar, dar s-a întâmplat chiar acum zilele acestea să discut cu una dintre colegele mele de pe medicină de interne despre o pacientă care e o bolă rară, deficitul de alfa-1 antitripsina, și de obicei pacienții ajung să trăiască undeva la 30-40 de ani. Dar chiar acum am avut un pacient, fiul doamnei are deficitul ăsta de alfa-1 tripsină și dânsa a fost diagnosată, dar culmea, după băiat, a fost diagnosată cu aceeași boală, cu deficit de alfa-1 antitripsină, undeva mai târziu, la 40 de ani. Pentru că depinde și aici, în cauza genetică, dacă este sau nu heterozigot sau homozigot. Homozigot,
dacă unul dintre părinte este homozigot, atunci există șansa de 50%. Homozigot e un fel de barbar între traci și exact, daci. Exact, e practic gena influentă. Am și înțeles. Aici cel mai bun exemplu poate să-l dăm cu ochii, că poate cei care ne urmăresc știu mai bine chestia asta. Cei, de exemplu, dacă este un cuplu format din un soț sau soție care are ochi căprui și celălalt ochi albaștri, sunt șanse de 50% să transmită ochii căprui și doar de 25% să transmită ochii albaștri. Deci îs genele, e vorba de gena homozigotă care e mai influentă față de cea recesivă care e mai puțin influentă heterozigotă. Și așa se întâmplă și cu acești pacienți care, dacă practic au aceasta, atunci pot să transmită, mai la prima generație care urmează, practic. Mai rămân puțin la mituri, că știi că în popular, așa cum se vorbește, mai era vorba aia, nu pot, că dacă mănânc asta, cred că și dau un hepatită. Există ceva care să fie atât de stricat, atât de rău, încât mâncându-l să dai brusc în hepatită? Știi vorba, nu? Da, nu mănânc, că dau un hepatită și dau un hepatită. Sau de la miros, dau un hepatită. Acum, de la miros mai greu, pentru că niciuna dintre hepatitele noastre, din fericire, nu se transmite prin aer, prin miros. Sau mai puțin se transmite prin aer. De obicei nu, trebuie să fie un contact mai strâns. În ceea ce privește mâncarea sau apa, da, pot să apară hepatita. Deci pot să mănânc ceva stricat și să dau un hepatită, adică să fac hepatită? Acum e greu de zis că e ceva stricat, ceva care are hepatită în el. Deci, de exemplu, și au fost grupuri de copii, chiar cred că vara trecută am avut la urmărea la televizor și am văzut știre cu un întreg grup de copii care au fost în tabără și care s-au îmbolnăvit cu hepatita A. Hepatita A și hepatita E, dacă tot discutăm de ambele, dar mai frecventă hepatita A, se transmite prin apă contaminată cu hepatita A, prin mâncare care este contaminată cu hepatita A, prin mâncare care... Cum e contaminată ea? Adică e mâncare... De regulă, fie de la animale, fie din locuri care a fost acolo înainte, de la oameni care au luat această hepatită. Erau mai de mult comunități întregi de hepatită A din cauza că consumau acea sursă de apă contaminată. Fie din cauza animalelor de cele mai multe ori, fie din cauza rozătoarelor, a șobolanelor, șoarecilor, care contaminează aceste pisici, câini, care pot să contamineze aceste alimente și e suficient să fie pe un aliment, că el se răspândește foarte ușor la toată mâncarea. Și atunci, sigur că... După aceea se poate transmite iarăși foarte ușor în colectivitate prin folosirea acelor obiecte în comun, prin faptul că dăm mâna pe care avem virusul, prin faptul că deci folosim același prosop. Deci și hepatita, să înțeleg că este foarte... Acum noi suntem obișnuiți deja cu ăștia care sunt foarte contagioși, virusii ăștia, deși hepatita e contagioasă. Da, hepatita A este contagioasă. Hepatita A și E, așa se transmite. De asta hepatita A, practic, și E se tratează de cele mai multe ori la boli infecțioase, nu tratează gastroenterologul. Tocmai pentru că este infecțioasă și tratamentul ei este de cele mai multe ori simptomatic. Pacientul în hepatită A și E are de cele mai multe ori, că tot imaginea asta frumoasă aici ar fi păcat să... Da, cu ochiul. Cu ochiul. Da, asta tot și în, mă rog, vorbirea populară se spune că dacă ești galben în... La ochi, atunci ai hepatită. Sigur că asta am și vrut să le reamintesc pacienților. De acest simptom clasic de hepatită, care e clasic, e clar, e o boală hepatică. Când ne vedem galben puțin la ochi, e clar, ar trebui să ne prezentăm. Se îngălbănesc și ochii și fața sau numai? Și fața, sigur, dacă ajungem să îngălbească și fața și mucoasele și să vedem noi, nu ca specialiști, atunci e cam avansată situația.
Dar dacă noi deja vedem puțin la albul ochilor, la sclera ochilor, că este galbenă, atunci ar trebui să ne prezentăm cât se poate de repede la medic, ca să găsim problema acestei galbenele. Dar ce vreau să reamintesc telespectatorilor, în hepatita A și E, pe lângă această icter, această gălbeneală a ochilor și a mucoaselor, a pielii, a tegumentelor, pot să apară deseori febră, frisoane, pot să apară grețuri, vărsături și frecvent aici este când doare ficatul. Apare o durere sau o jenă în partea dreaptă sub coaste. Deci este o jenă, un disconfort în partea dreaptă sub coaste. Asta este dată, apare cele mai multe ori în hepatita A sau E. Deci asta ar fi cam simptomatica, da? Exact. Asta, hepatita A și E de cele mai multe ori sunt simptomatice. O mare majoritate de pacienți sunt simptomatici și cam astea sunt simptomele. Ceea ce nu e un lucru rău, pentru că măcar omul știe că trebuie să se prezinte la medic dacă are aceste simptome, dacă e galben, dacă... Exact, și atunci trebuie izolat, tocmai să nu transmită în cadrul comunității, să nu transmită în familie, că aceasta este o boală contagioasă. Dacă, de exemplu, se întâlnește la școală un copil care are hepatita A, atunci acel copil imediat va trebui băgat în izolare și la fel și ceilalți copii trebuie supravegheați tocmai ca să nu ajungă în contact și eventual și ei trebuie în izolare cât durează timpul de contagiozitate a hepatitei, undeva la 14 zile, 7-14 zile. Atâta e termenul de cât e contagioasă. Deci asta e la A și E. Hepatite B și C, cum le putem depista? Dacă, iată, ficatul nu doare, simptomatică nu avem, cum ne dăm seama totuși? Dacă am povestit de hepatitele A și E, cum se transmit, că am spus că se transmit prin apă contaminată, prin alimente, alimente contaminate, atunci corect ar fi să vorbim și la hepatita B și C despre cum se transmite și să vedem practic cum am putea preveni. Ele ca și simptomatologie în sine, de cele mai multe ori sunt asimptomatice. Deci ca și simptome sunt fără simptome. De cele mai multe ori, iată o perversitate de boală. Da, nu este ca și la hepatita A și E, unde am spus că ai câteva simptome, exact, ci astea sunt de cele mai multe ori asimptomatice, pot să apară și de cele mai multe ori în bolile avansate, atunci pot să apară o stare de oboseală, o stare de astenie. Adică pacientul se simte răvășit, se simte terminat. Asta în aceste hepatite virale B și C. Iar ca și cauză în timp, ele pot să avanseze și prin avansare pot să dea sigur și simptome care le dă hepatita A și E, mai puțin febră și frisoane, adică dureri în partea dreaptă sub coaste sau un disconfort în partea dreaptă sub coaste, grețuri, vărsături și o stare generală alterată de sfârșenie, mai ales în momentul în care au ajuns și să avanseze spre ciroză. Deci atunci deja. Dar te întrerup puțin, facem o paranteză pentru că avem un eveniment important astăzi în Satu Mare. Îl avem la telefon pe Adrian Cosma, președintele Partidului Național Liberal Satu Mare și deputat de Satu Mare. Bună seara! Bună seara, Victor! Bună seara! Domnul doctor! Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Și bună seara tuturor telespectatorilor! Este un eveniment important și de aceea am ținut să vorbim un pic telespectatorilor noștri, pentru că astăzi s-a inaugurat practic o parte a centurii, respectiv probabil cea mai importantă, pentru că este vorba de pod, lucru mult așteptat de sătmăreni. Și aici aș dori să spui câteva cuvinte, evident, ne uitându-i, Adi, te rog, nici pe cei care au contribuit, deci pe toți cei care au contribuit, pentru că proiectul este ceva mai vechi. Este o zi istorică pentru Satu Mare. Chiar anul acesta se împlinesc 50 de ani de la inaugurarea podului Golescu. Uite că la 50 de ani se construiește un nou pod. Am avut șansa ca noi să participăm
și să ne aducem aportul fiecare cum am putut la realizarea acestui obiectiv. Să sperăm că nu mai stăm 50 de ani, încă 50 de ani pentru încă unul. Sper să nu fie nevoie de încă 50 de ani, însă un lucru este cert. Podul acesta rezolvă o mare problemă de trafic în municipiul Satu Mare. Sunt convins că foarte mulți sătmăreni se vor bucura de acest pod și am dat un exemplu spunând că, gândiți-vă, pentru locuitorii din zona Cuculescu și cei de pe Barițiu și toată acea zonă, care trebuiau, dacă aveau o treabă, de exemplu, la centrele comerciale de pe carele lui, trebuiau să facă în jur de între 20 și 30 de minute, plus combustibil și altele, iar astăzi, dacă au o problemă, pe drumul careului vor face acest drum în 6-7-8 minute, să zicem. Deci este un mare câștig, plus traficul greu care nu va mai trece prin municipiul Satu Mare și va folosi acea porțiune de centură. Este cea mai importantă porțiune de centură, pentru că cuprinde podul, așa cum foarte bine ai amintit. Am fost întrebat astăzi chiar de către jurnaliști de la trustul vostru de presă, de la Informația TV, care este meritul meu sau meritul altul. Nu, aici a fost un concurs de implicări a cele mai multor persoane și datoria noastră a fiecăruia celor care ne aflăm în poziții de reprezentare, de conducere pentru vremelnic, pentru o anumită perioadă, este de datoria noastră să ne implicăm. Eu m-am implicat cât am putut și sunt convins că și alți colegi parlamentari sau deputați de-a lungul timpului și-au dorit realizarea acestui obiectiv. În schimb, unii au și făcut ceva în mod direct, alții doar au susținut prin declarații. Nu asta este problema, important este că s-a realizat. Au fost probleme și eu pot să vă spun că nu a fost simplu să convingem constructorul să dea în folosință o parte din această construcție, pentru că se pune problema de garanție. Dar în sfârșit a fost depășit și acest moment și s-a reușit inaugurarea, darea în trafic a unei anumite porțiuni, adică între kilometrul 9 și 13, drumul Carelului și drumul PD, extrem de benefic pentru toată lumea. Până la urmă, asta este important. Asta este important, dar vreau să mai subliniez ceva cu permisiunea ta. Faptul că este o investiție guvernamentală, sigur, mai multe guverne de-a lungul timpului și-au adus aportul la această investiție, nu are de a face nimic cu municipalitatea. Acum la tăiat de panglică poate să meargă sigur și primarul și alții, doar că nu are nimic de a face cu bani locali, sunt bani de la guvern care au fi fost ele. Și acest lucru mai vreau să subliniez că oarecum aici au fost o grămadă de factori care au conducat, dar important este că ai reușit să faci această deschidere, pentru că asta era problema, înainte de a aștepta inaugurarea întregii centuri, pentru că asta mai dura ceva timp. Deci ai reușit să câștigăm câteva luni cu un alt pod peste Someș. Asta am insistat foarte mult și le-am spus celor de la CNAIR, de la Compania Națională de Drumuri, să vadă importanța acestui obiectiv. Și eu mă bucur că au înțeles. Mă bucur că astăzi s-a dat în folosință. Este un proiect 100% a Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră. Asta este realitatea. Acum, sigur că discutabil, sunt multe aspecte de discutat, însă un lucru este cert. Sătmărenii de astăzi au un pod peste Someș, un nou pod, o porțiune de centură care ne este extrem de benefică. Da, un lucru important. Profităm de prezența ta în emisiune. Se spune, mă rog, pe surse că ești o propunere pentru Ministerul Agriculturii. Vă dați seama, este onorantă o astfel de propunere din partea unor colegi din cadrul Biroului Executiv Național. Se discută, urmează să fie analizate variantele care sunt. Da, într-adevăr, astăzi sunt o propunere. Însă, pentru mine, prioritate rămâne reprezentarea județului în Parlament și să o fac așa cum trebuie, pentru că este important și eu îmi doresc. Le-am promis sătmărenilor în 2020, când m-au susținut și la alegerile locale și la alegerile parlamentare, că județul Satu Mare nu va fi un
județ acolo, în colțul hărții în România, ci va fi un județ care merită să aibă, să beneficieze de o mai mare atenție. Și eu spun că lucrurile încep să se întâmple, pentru că eu mă bat pentru județul Satmari și o voi face în continuare. Este mult mai important ca în acești 4 ani să fac niște lucruri care se pot investi în județul Satu Mare și să le atrag atenția guvernanților, indiferent care vor fi, că Satu Mare merită mult mai mult decât a avut până acum. Uitați drumul național Livada Orașul Nou, care este reabilitat, urmează încă cam aproximativ 7-8 zile se finalizează total drumul, deci este o altă investiție care a venit datorită domnului Lucian Bode, prietenului nostru Lucian Bode, care era la Ministerul Transporturilor pe anul trecut și a înțeles importanța reabilitării acelui drum. În 30 de ani nu s-a făcut o astfel de reabilitare cum s-a făcut acum. Apoi s-au dat bani la finalizarea clădirii instituției prefectului, unde sunt 4 servicii publice pentru județul Satu Mare, centura de ocolire a municipiului Satu Mare, iarăși, poate să spună oricine ce vrea, în urmă cu 2 ani a fost blocată efectiv, au fost blocate lucrările, Lucian Bode a reușit să deblocheze toată procedura și șantierul s-a redeschis. Deci sunt câteva lucruri importante pe care eu vreau să le fac în perioada următoare. Asta este prioritatea. Acum că voi analiza foarte atent, pentru că voi analiza din toate punctele de vedere această propunere, care sigur o iau la modul serios, dar încă mai... Acum, eu știu că tu conduci o fermă, totuși un minister al agriculturii e un pic mai greu, dar măcar ești oarecum ancorat în niște realități, pentru că ai făcut foarte mult teren în județ în campania electorală și cam știi problemele țăranilor. Eu le simt în mod direct și le știu. Aici e vorba de management și de o viziune sănătoasă și de oameni și de o echipă până la urmă, că nu, până la urmă nu ministrul trebuie să facă totul. Este important echipa care o coagulează și echipa de specialiști care trebuie să lucreze într-un minister și în cabinetul ministrului. Până la urmă, astea sunt elementele esențiale și care pot aduce succesul. Sunt multe lucruri care nu s-au făcut și este loc de mai bine la fiecare minister, nu doar la Ministerul Agriculturii. În încheiere, ai bifat, să spun așa, unele dintre promisiuni, iată urgentarea centurii, refacerea unor drumuri. Care ar fi următorul obiectiv important pentru sătmăreni pe care ți l-ai propus în viitor oarecum apropiat? Sistemul de sănătate în județul Satu Mare, pentru că tot aveți un invitat, un medic bun în platou. Eu cred că aici toți simțim că e nevoie de multe investiții în sistemul de sănătate și aici, indiferent cine se află la conducerea județului, e important să facem front comun și să înțelegem că spitalul județean Satu Mare trebuie modernizat, trebuie modernizat la modul serios și e nevoie de un management sănătos, de un management sănătos acolo și cred că aici, pentru mine, reprezintă o prioritate această parte a sistemului de sănătate. Se poate face și aici sper să găsesc înțelegere și un bun parteneriat cu UDMR pentru a da tot ceea ce are nevoie Spitalul Județean și condiții și dotări și personal în ultimul rând, pentru că sistemul de sănătate, uitați, în astfel de timpuri, în astfel de vremuri extrem de complicate, se simte că Trebuie mai mult atenție și mai multe investiții. Mulțumim mult pentru intervenție și sigur mult succes în activitatea care o fie în minister sau în parlament, pentru că sătmărenii au nevoie și sigur începe să treacă timpul și doresc să vadă rezultate concrete. Vă mulțumesc, vă doresc o seară plăcută. Mulțumesc. Mulțumim. Mult succes. Da, a fost Adrian Cosma, am făcut această paranteză, domnul doctor, pentru că astăzi, într-adevăr, s-a întâmplat un lucru pe care îl tot așteptam de mult cu al treilea pod, l-avem în sfârșit. Bine, aici ca în Satu Mare, podul 4 e gata înainte de podul 3, dar nu contează, bine că este și bine că mai ne putem decongestiona un pic. Revenind, deci vorbeam de hepatită. Important e ca și obiectivul numărul 4 a domnului. Da, important e... Deci pentru mine deja e o bucurie, știți?
Da, nu știu dacă a fost... Important e că ești, adică vorba aia. Da. Aveam nevoie. Revenind puțin, deci vorbeam la modul de manifestare sau mai puțin, mai bine zis, lipsa manifestării la hepatitele B și C. Da. Da, tocmai asta e tragedia și ce ar trebui să știm noi este că pentru hepatita B există un vaccin. Într-adevăr, înainte de 90 nu se vaccinau oamenii. Vaccinarea a început și este obligatorie în România din 92. Deci cam toți copilașii după 92 mai au sunt... fost vaccinați. Iar intrăm iar în asta cu vaccinul. Te întrerup puțin să mai luăm și un telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? O să vă rog să vorbiți direct la telefon. Da, o să vă rog să vă dați televizor. Da, televizorul la minim. Da, mă înțeles acum, dau mai jos, mai... Da, dați la minim. Da, da, da. Să ne putem înțelege așa. Numai o secundă, să dau mai... Da, nu-l aruncați sau ceva, numai să-l dați mai jos. Da. Bună seara și respecte deosebite pentru domnul doctor. Bună seara. Domnul doctor, aș vrea să vă întreb ceva, dacă sunteți amabil să-mi spuneți. Sigur, cu drag. Eu am avut sau am, nu știu, hepatita asta cu virusul C. Da. Am făcut tratamentele și cu interferon și ultimul tratament la care fără... Deci fără interferon. Adică medicamente. Da. Mi s-a stabilit că a dispărut virusul și că e totul în regulă. Până când, nu știu, dar asta au trecut deja 5 ani de când ăsta. Foarte bine, și bravo. Înseamnă eu că... periodic îmi fac analizele. Înseamnă că ați prins... Și de când am făcut tratamentul respectiv, mă încadrez în limitele normale cu probele hepatice. Da, acum m-am tot gândit așa că toată lumea, am fost la un coleg de-a dumneavoastră, zice, știți că ați ieșit din fibroză, că am avut fibroză gradul 4. Da. Acum, nu știu, că am făcut și analiza aia cu fibrotestul. Fibroscan sau fibrotestul indică că am fibroză gradul 4. Toate analizele sunt bune. Da. De ce oare? Deci, gradul de fibroză hepatică, dacă este F4, e practic de... Nu care va, nu știu de ce. Da, o să-i rog pe colegi un pic dacă putem să-l dăm mai tare pe domnul doctor. Dacă gradul de fibroză este F4, înseamnă că practic ficatul dumneavoastră a fost în ciroză. Ciroza, fibroză gradul 4. Da, ciroza este ireversibilă, practic, adică nu se mai regenerează, dar sunt studii pe tratamentul ăsta cu virusul C, care spun că la o parte dintre pacienți, mai bine de jumătate dintre pacienți, până și gradul de fibroză devine mai mic. Acum, nu e atât de important, poate important și asta, să vedeți că acolo medicul examinator care face fibroscanul scrie gradul de fibroză că e F4, concluziile, dar el scrie și o valoare de kilopascali. Scrie între 18 și 22 este gradul F4. Acum, dacă ar fi să ne uităm comparativ, la asta m-aș uita eu. M-aș uita comparativ pentru că totuși au trecut 5 ani dumneavoastră ca să ajungeți în ciroză. Vă dați seama că au trecut mulți ani, poate și 20 de ani ca să ajungeți în ciroză cu virusul C. Cam așa. Deci vă dați seama. Ceea ce vreau să vă spun eu acum, la ce vreau să ajung, este că și ca să... Acum nu se știe, cu siguranță. Noi încă așa spunem pacienților că odată ce au fost în ciroză este ireversibil. Dar sunt studii, care sunt studii tot acum noi, că tratamentul ăsta este nou, care spun că și fibroza scade. Și atunci ce ar fi bine să vă uitați, cât a fost gradul de fibroză acum 5 ani. Cât a fost? 22, 3, 6, foarte mult. Și cât este acum? 20, mai puțin? Adică totuși a scăzut gradul de ăsta în kilopascali. Înțelegeți? Pentru că să scadă dintr-un grad F4 într-un grad F3, de multe ori necesită extraordinar de mult timp. Dar în continuare, dumneavoastră, practic, din punctul meu de vedere și cred că și al colegilor mei, dumneavoastră tot trebuie să mai fiți evaluați pentru că încă nu se știe exact dacă ciroza asta, chiar și la virusul C, este ireversibilă. Sunt studii care spun că dacă am tratat virusul C, atunci
cel puțin nu mai evoluează. Deci o, măcar stagnează, măcar o ținem în ciroză, nu mai apar complicațiile. N-apare apa în burtă, n-apar varicele esofagiene, n-apare cancerul hepatic. Și asta, până la urmă, asta e cel mai important. Să nu apară aceste complicații. Și asta apa proteina și asta o fac tot timpul. Și mă încadrez, nu mai fibrotestul ăsta am văzut. Dar de ce, domnul doctor, alcoolici ăștia care beau și ireversibil și eu care nu beau, nu... Păi, tocmai că sunt, sunt două cauze diferite. La noastră a fost virusul C și la ei este alcoolul, dar nici la alcoolici nu este, la alcoolici nu este reversibil. Și la alcoolici este, când au ajuns în ciroză, este tot irreversibilă. Deci ei nu ajung. Și ăia mai și continuă să bea. Deci dumneavoastră oricum sunteți un caz fericit pentru că vi s-a stabilizat și, cum spune și domnul doctor, nu... La alcoolici de cele mai multe ori se întâmplă, cum spune noastră, să nu... Se întâmplă de multe ori să se confunde hepatita acută etanolică cu ciroza hepatică etanolică, care practic e la fel. Exact la fel, numai singura diferență este gradul de fibroză. Adică în hepatita etanolică gradul de fibroză de multe ori e F1, F2, dar el are apă în burtă, are varice. Și în ciroză gradul de fibroză e F3, F4. Numai că noi, de exemplu, la nivel local, noi nu avem un aparat care să măsoare gradul de fibroză. Că dumneavoastră cred că ați fost în Cluj sau v-ați făcut Fibromax, o analiză de sânge. Cum ați măsurat fibroza? Ne auziți? Nu tare vă aud. Deci, cum ați măsurat? Am făcut analizele atunci când mi s-a trimis dosarul la București și mi s-a făcut analizele la Oradea, la un centru de ăsta de... Deci nu v-a făcut... reputare care a trimis la Timișoara analizele și mi-a făcut și fibroscanul. Și unde ați făcut fibroscanul? Nu în satul mare. Fibroscanul unde l-ați făcut? Fibroscanul am făcut la Timișoara. Da, deci asta zic, nu se face pe plan local. De asta cu alcoolicii cam greu să zicem diferența între hepatita acută etanolică și ciroză. Și hepatita acută etanolică ei se vindecă practic, deci nu-i ciroză. Și în ciroză rămâne semnul de ciroză. Deci la ei rămâne ciroză. Și... Dar din ce spune domnul, e sub control. Este sub, foarte bine, sigur, e extraordinar de bine. E foarte bine și sunt șanse extrem de mici ca să mai apară virusul ăsta vreodată. Practic, se precizează că 99,9%, deci aproape 100% dintre pacienți, e ca la testul de paternitate aici, Nu mai apare. Deci virusul ăsta dispare la 99,9% dintre pacienți. Deci asta e un lucru extraordinar. Numai dumneavoastră trebuie în continuare să urmăriți vizitele pentru ficatul ăsta care e într-un grad avansat de fibroză. Trebuie în continuare să mergeți la ecografie și să faceți acea marker, alfa-fetoproteina. Dacă am ca medicamentație, cam ce ar trebui să folosesc? Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să mai folosiți nimic. Unii colegi mai utilizează încă hepatoprotectare. Dar dacă nu aveți nicio complicație a cirozei, deci nu mai aveți apă, nu mai aveți ascită, nu aveți varice esofagene. Nu am ascită. Și nu aveți nici varice esofagene. Nici varice. Atunci, din punctul meu de vedere, doar urmărire la 6 luni. Deci, atâta tot. Fără medicamentație, la 6 luni să vă faceți. Deci dacă și gradul de hepatocitoliză, nu aveți analize GOT, GPT, nu aveți bilirubinele, fosfatați, arhelină gamma, CT sunt normale, atunci nu trebuie nici un tratament. Dacă sunt din analize crescute, atunci în funcție de analize. Bilirubina puțin mi-e crescută, deci am 1,7. Atunci poate ar trebui să luați un hepatoprotector și acid ursodezoxicolic, ursofalc. Din punctul meu de vedere, dar depinde acum de fiecare, nu este un protocol după asta, dar eu dacă am colestază după tratamentul ăsta, dau de obicei ursofalc. Că și eu am o groază de pacienți care au urmat tratament. Da. Deci hepatoprotector, ar trebui să primiți hepatoprotector. Deci un hepatoprotector, da. Multă sănătate, mulțumim pentru intervenție. Vă mulțumesc mult, domnul doctor, sănătate, Doamne ajută. Cu tot dragul, multă sănătate. Da, iată pacienți în ciclul veștilor bune. Deci iată, se da, poate uite, cu un tratament. Da, deci dânsul este unul dintre pacienții norocoși care au început, au prins prima etapă a tratamentului acesta fără interferon. Deci el este un pacient care a urmat tratament cu interferon, care știm că e un medicament
extrem de, cu multe reacții adverse, cu foarte multe reacții adverse, care avea riscuri inclusiv de cancere și cu toate astea s-a dat pentru că am preferat să scăpăm de virusul C decât să ajungem la ciroză și la care n-a funcționat tratamentul cu interferon și care acum 5 ani, care a fost cred că primul an când s-a dat tratamentul fără interferon, a primit tratamentul acesta nou, fără interferon. Și uite că dânsul... De acest tratament care spunea că e foarte bun și care... Și care am spus că acum, din păcate, este suspendat din cauza de că Ministerul Sănătății ăsta nu știu în ce fiecare, face asta. În fiecare an, din păcate, a fost suspendat câteva luni, că s-a semnat un nou contract cadru, adică intrau alte medicamente noi în acest tratament, de obicei medicamente generice, care înseamnă medicamente mai ieftine pentru statul român. Și acum iar ne-a luat prin nepregătire. De obicei erau câteva luni, dar acum într-adevăr s-au mai lungit, lunile astea parcă sunt mai lungi. Că tot așteptăm în septembrie, acum am așteptat în octombrie, acum așteptăm în noiembrie să se lungească și eu sper că să pornească și la Satu Mare tratamentul, adică să permită tuturor medicilor gastroenterologi să administreze acest tratament, pentru că până la urmă nu e o mare diferență. Sunt colegi de-ai mei gastroenterologi care fac acest tratament în centre universitare și nu au avut cu niciun grad media mai mare decât mine la examen de specialitate și în spitalele județene nu se poate face. Nu prea înțeleg logica decât aceea de control a resurselor financiare. Aia cu economie, că noi ne uităm, controlăm unde nu trebuie, dar mă rog, asta e altă discuție. Dar oricum și asta nu înțeleg foarte bine pentru că nu ne gândim la resursele financiare ale unui pacient. Eu am avut pacienți cu hepatită C care nu și-au permis să ducă un drum în Oradea sau în Cluj. Și le-am zis, vă dau eu cât trebuie 50 de lei de autobuz sau 40 de lei cât costă fanii, dus întors 80 de lei numai ca să mergeți să vă faceți tratamentul. Că și asta e important, resursele financiare a oamenilor de lângă noi și care mai au de grijit încă 5-6 poate pe lângă ei. Da, din păcate. Sistemul sanitar și se dovedește acum și cu ocazia acestei pandemii. La noi este depășit și aici, bine a spus Adrian Cosma, că ar trebui făcute în sănătate, dar de la cel mai înalt nivel și sigur până mai jos. Un deputat știe probabil foarte multe că are un stâlp acolo lângă care comunică și problemele noastre. Da, și de asta pentru poate că sănătatea e importantă și e scumpă. E scumpă, așa este. Deci sănătatea așa e scumpă, este. Asta n-are rost să ne... Așa este. Da, aici avem practic tot aparatul digestiv. Da? Aici de obicei așa trebuia să începem. Ați văzut cum îmi place mie așa să fac. Da, amplasarea. Rămâneți, vă rog, îi rog pe colegi să rămânem la cum prima. Cum fac o recapitulare practic la prima organelor poză. Digestive. Practic acolo este exact o recapitulare a sistemului digestiv. Și prima poză să o puneți din nou, că acolo avem tot sistemul digestiv, începând de la esofag până la... Să nu uităm să discutăm cel puțin câte aici, despre graviduțe și bolile lor. Da, e important, o să discutăm imediat după ce facem aici, această recapitulare. Practic sunt bolile digestive pe care eu chiar folosesc această imagine și în cabinet, o folosesc și la spital, o folosesc și pe o carte de vizită. Oamenii e bine să știe... Cel puțin așa să avem o imagine macroscopică mare despre unde sunt organele noastre și ce ne supără. Știți, când vedem că de fapt ne arde pe piept în spatele sternului, să știm că acolo e esofagul, că s-ar putea să fie o problemă cu esofagul. Dacă e în partea dreaptă sub coaste, aici roșu frumos e ficatul, vedem ce e acolo mai verde și sub ficat, care e colecistul, fiara. Lângă ficat, în partea stângă, deja este stomacul și stomacul se continuă frumos cu intestinul subțire. Și intestinul subțire, practic, așa ca sub formă de cadru, că vedem că înconjoară, practic, termină, este colonul, intestinul gros. Și el se termină până la anus. Și undeva acolo, de desubtul stomacului, se vede mai greu în imaginea asta, că e tot galben. Este pancreasul sau îl mai cunoaștem noi așa sub denumire de ficatul alb.
Da. Pancreasul, da. Deci asta ar fi, practic, ăsta este aparatul... Da, dacă pacienții simt, practic, o durere în partea dreaptă sub coastă, să se gândească că poate să fie ficatul, să se gândească că poate să fie colecistul. Dacă simt în mijlocul burții, să se gândească că poate să fie stomacul sau pancreasul. Și dacă simți de obicei în părțile din mijloc, așa, e o parte de intestin. Intestin subțire, intestin gros. Și cu atât mai mult dacă astea se asociază cu alte simptome... de tract digestiv superior, dacă-s grețuri, dacă-s vărsături, atunci știm că poate că e ceva de sus, dacă e diaree, constipație, tulburări de tranzit, sânge în scaun, atunci ne gândim că e ceva din partea de, din jos. Partea de jos. Da. Da, spuneam că o să discutăm și de problemele care le au doamnele însărcinate, pentru că, sigur că da, pentru o femeie însărcinată, orice problemă poate fi amplificată sau, mă rog, incomodă sigur, cu atât mai și mult. Și de ce vreau să ajung până la urmă la subiect? Unul, la mine că l-am promis și al doilea, pentru că vreau practic să trec în registru cum se transmite hepatita B și C. De cele mai multe ori, hepatita B și C se transmite prin contact cu sângele infectate a unei persoane infectate. Deci, eu am o tăietură, noastră aveți o tăietură, dă mâna și da. ne-am putut, există șanse să ne infectăm. Nu înseamnă că e obligatoriu. Depinde de încărcătura virală care o am eu când dau mâna cu noastră sau invers. După aceea se transmite prin contact sexual neprotejat, adică prin faptul că nu se folosește prezervativul. Atunci se poate transmite prin contact sexual neprotejat tocmai pentru că pot să existe mici eroziuni pe penis, pe vaginul partenerului și atunci, să acest virus să se exteriorizeze. După aceea se poate transmite prin folosirea, se folosea mai de mult, acum se mai folosește, dar sper eu, acelor seringi, de exemplu la narcotici, la consumatorii de droguri injectabile, care mai de mult se folosea și la copii. Era o seringă de metal care se steriliza prin ardere sau prin fierbere. Și așa se administra. Cele mai multe cazuri de hepatită B și C, mai ales a copiilor din orferinate, sunt prin folosirea acestor seringi în comun. Deci acul infectat se poate... De aceea aveam noi pe vremuri acele cazuri. Da, de asta și avem acum pacienții cu, după aceea, transfuzii de sânge primite înainte de 90. Pentru că înainte de anii 90 nu se testa de hepatită B și C sângele. Acum se testează. Puteți să mergeți să donați liniștiți și să primiți sânge liniștit, să testează de hepatită B, C, HIV, sifilis, intră în rândul, de, în teste rândul care... de teste. Deci dacă vreți să vă testați pe gratis, mergeți să donați sânge și sigur vă testați. După aceea, manicură, pedicură, mai ales atunci când, să nu acuzăm, când se folosesc ustensile care sunt nesterilizate sau reutilizabile, da. Și care n-au fost sterilizate sau curățate cu dezinfectat, cum trebuie. În cabinetele de microchirurgie, de chirurgie, de stomatologie, unde iarăși nu se sterilizează ustensilele corect. Dar asta mai puțin în ultima perioadă, din fericire, pentru că deja nu mai este... A fost perioada aia, știi, când spuneam, domnule, mergi și te îmbolnăvești în spital, că uite, te duci cu o problemă și da, te trezești cu alta. Trebuie să recunoaștem că nu erau aparate de sterilizare în fiecare cabinet. Acum, fiecare cabinet și de medicină de familie are aparat, pupinel de sterilizare, toate se sterilizează acum. Și ultimul nu lăsat întâmplător este transmiterea de la mamă la făt. Deci, femeia însărcinată poate să transmită la copil de regulă în timpul travalului, în timpul sarcinii sau în timpul cezarienii. Nu contează, că era și asta un mit, că dacă naști prin cezarean, atunci nu este risc să infectezi copilul sau e riscul mai mic, dar riscul este același. Și atunci ce trebuie să facem? Femeile care... își planifică o sarcină, că acum ne planificăm sarcinile, care își planifică o sarcină, trebuie să se testeze, să testeze pentru aceste hepatite B, C și dacă au această hepatită, atunci ele trebuie să primească în ultimul trimestru de sarcină tratament antiviral. Deci pot să facă copii, pot dar... Pot să facă liniște copii, sigur, pot să facă copii, dar ideal este să primească un tratament antiviral în așa fel încât să nu există șanse să transmită la copil.
Și copilul ar trebui imunizat, adică făcut vaccinul și date și niște imunoglobuline pentru împotriva hepatitei, adică să crească imunitatea copilului, imediat după sarcină. Dacă de regulă se așteaptă 5-7 zile până să vaccinezi, atunci trebuie imediat, în primele 24 de ore, să se și vaccineze copilul. Imediat după sarcină, pentru că șansa de transmitere nu este decât în timpul travaliului, deci în timpul nașterii. Virusul ăsta nu trece prin placentă, ca norocul, deci nu trece prin placentă, deci pe parcursul sarcinii sunt șanse minime. La fel se întâmplă și în cazul HIV-ului. De asta și femeile care au HIV pot să ducă o sarcină, dar iarăși trebuie o mare atenție în momentul sarcinii travalului. De asta este recomandat și acolo sigur să urmească tratamentul antiviral. Și asta recomand practic mămicilor să își facă aceste analize. De cele mai multe ori ginecologii recomandă aceste analize, dar dacă nu recomandă atunci să-și facă aceste analize, în așa fel încât să știe statusul lor viral. Și iarăși dacă constată că au acest virus, să nu se sperie, pot să facă sarcina liniștiți, să vină la o evaluare gastroenterologică în așa fel încât să nu ne asumăm niciun risc pentru făt. Da, pentru că sigur că da e... Și să asigurăm un tratament adecvat, pentru că ceea ce am întâlnit iarăși frecvent este... Femei însărcinate care de cele mai multe ori au o anumită patologie gastroenterologică și care de cele mai multe ori iau tratament după ureche până să ajungă la o parte dintre ele. Cealaltă parte vin de regulă sau consultă cel puțin medicul de familie. Dar când ai niște simptome din anumite boli gastroenterologice și tu iei medicament care nu este testat în sarcină sau care nu este sigur în sarcină, atunci există șanse de ca acel medicament să treacă prin placentă și să afecteze fătul. De asta, în majoritatea bolilor gastroenterologice care apar la gravide, este necesar și o colaborare cumva ginecolog-gastroenterolog, în așa fel încât să se dea medicamentul care îi studiat sau care e sigur în sarcină. Că toți suntem la subiectul ăsta. Există vreo anumită boală gastroenterologică care poate fi agravată de sarcină sau poate fi, nu știu, complicată din cauza sarcinii? Culmea, de cele mai multe ori sau majoritatea bolilor gastroenterologice serioase sarcina oferă un grad de protecție. De exemplu, cum sunt bolile inflamatorii intestinale, ca sunt niște boli autoimune, despre care am mai povestit, în care apar niște ulcere pe intestine, acolo sarcina prin eliberarea de anumiți hormoni scade cumva gradul de inflamație la nivelul colonului. Deci, practic, face bine. Ar face bine, exact. Este o singură boală care e frecventă în rândul gravidelor, dar o și tratăm destul de frecvent, că e frecventă și în rândul nostru, a tuturor. Și anume boala de reflux gastroesofagian. Cum îi zicem noi, acidul, nu? Acidul, exact. Acidul ăsta e frecvent. De ce? Pentru că ați văzut unde e stomacul, am văzut unde e stomacul pe planșă și copilul este în burtă. Și copilașul ăsta, odată cu creșterea lui, împinge de multe ori pe burtică, împinge și pe ficat, împinge și pe colecist, împinge și pe stomac. Că el trebuie să-și facă loc, să crească și dă cu pumnii și cu picioarele și face fotbal acolo. Și făcând treaba asta, el de multe ori scade volumul stomacului și scăzând volumul stomacului, practic mâncarea, în loc să se ducă frumos cum trebuie pe intestinul subțire, ea de multe ori rămâne în stomac și de acolo refluează în esofag și dă aciditatea. Și femeia simte reflux. Și de multe ori vin... Și le recomand să vină, să fie consultate, nu să ia medicamente, iarăși să ia medicamente sigure în sarcină, decât să folosească întâmplător anumite medicamente care, uite că și astea simple și banale pot să fie gastrotoxice, să fie toxice și pentru sarcină, pentru făt. Aici, sigur, poate și alimentația poate influența într-un fel, că mă gândesc că
De obicei, femeile mai pofticioase. Au poftă atunci mai, nu? Există vreo explicație pentru anumite pofte? Acum, pentru... sigur că depinde. Sunt și femei care își grijesc foarte, foarte mult sarcina, dar sigur, mai ales, ca celelalte alimente aici, dacă mai multe dulciuri, mai multe carbogazoase, care practic cresc aciditatea, atunci așa le influențează. Sunt într-adevăr femei care fac, aceste greșeli, în sensul că mănâncă mai multe dulciuri, mănâncă mai libertin oarecum în sarcină, și la asta sigur că participă și fătul care împinge pe organele digestive. Da, și atunci poate. Da. Deci, dar sigur că majoritatea deja realizează acest lucru și deja încep să renunțe la suc de roșie, suc cu acid, carbogazoase, cafea, cola, ciocolată, fumat, mâncăruri picante. Și mai mult de atâta, sarcina, prin statusul ei hormonal în această parte, deci nu, ea nu oferă un rol foarte protectiv pe stomac. Ci de multe ori femeile în sarcină au acest sindrom de disgravidie, practic, precoce se numește, în care femeile prezintă grețuri, vărsături, care specifice sarcinii. Și la astea, dacă ele se cunoșteau deja cu o boală de reflux sau cu patologie biliară, că aveau colecistul mai cudat, că aveau pietre la fiară, că aveau nisip la fiară, la astea asociate, atunci vor determina simptome mult mai serioase la nivelul esofagului, la nivelul creșterii acidității. Da, am înțeles. Și dacă tot vorbim, mai facem o scurtă paranteză legată de alimentație, că în curând vine postul. Mai sunt foarte mulți oameni care, mai ales la țară, țin acest post. Cât de sănătos e din punct de vedere al aparatului digestiv faptul că nu mănânci, nu știu, o perioadă de, nu știu, 30 de zile, nu știu cât e. Cred că postul este sănătos, dar și el ținut cu acea regularitate de marți și vineri, știți? Sau, nu, marți și vineri se postește. Da, marți și vineri, normal. Își are rolul lui și probabil că cei care au gândit postul, nu doar din perspectiva religioasă, dar sigur că și din perspectiva religioasă importantă, cred că l-au gândit bine și din perspectiva detoxifierii organismului. Acum, nu-mi place mie să spun că avem nevoie de detoxifierea organismului, că ficatul și organele noastre de regulă își fac treaba. Numai că în momentul în care vine postul ăsta, sau când facem postul, din fericire noi și conștientizăm că parcă am mâncat prea multe mezeluri, parcă am mâncat prea multă carne, parcă am mâncat prea multe ouă, parcă în fiecare zi am avut carne. Deci atâta timp cât ne ajută să conștientizăm că trebuie să avem niște limite, atunci este bun. Atâta timp cât... Bun, dar nu aia că ținem postul și după aia cum încep ăsta mâncăm ca porcul. Exact. N-am făcut nicio asta, exact asta. Atâta timp cât conștientizăm, ne ajută să conștientizăm lucrurile astea, este foarte bine. Atât când ne ajută să fim mai bun și trupește, dar când de fapt se exagerează prin faptul că se postește post negru, doar apă, sau când se mănâncă efectiv... Da, sunt care țin post negru. Da, perioade lungi de timp post negru sau post, mai ales la persoane care au deja o patologie anume, atunci... Păi, în general, persoanele în vârstă sunt cele care sunt mai riguroase, așa, mai... Da, înțeleg, dar dacă există o patologie în spate și se exagerează cu acest post, în această idee, atunci nu este sănătos, sigur, nu este bun. Și biserica, din câte știu eu de la preoți, practic nu recomandă un post foarte sever la persoanele în vârstă, la persoanele bolnave. Da, nu e... Deci trebuie și asta cu anumită, știți, limite, mai ales atunci când e nevoie. Dar dacă suntem oameni care toată
ziua băgăm bine și mâncăm bine și ne-am gândit 30 de zile de post ca să nu mai mâncăm șaorme și alte fast food-uri, atunci e bine venit. Da. Dar pentru asta este nutriționist oricum, mai bine zic eu, că este și în România, sunt nutriționiști. Nu prea avem care... noi încă cu cultura încă nu le avem, asta. Încă nu le avem, așa de, este. Nici, da, încă nu le avem, dar au început să apară, inclusiv la noi în satul mare, inclusiv la clinica unde consult eu, și care uimitor, așa că trebuie să recunosc că până și eu, gastroenterologul din mine, am fost așa sceptic de utilitatea lor. Dar trebuie să recunosc că sunt foarte utili și extraordinar de buni în ceea ce fac, pentru că multe lucruri din sfera digestivă, acum nu au tenit teamă că ne fură pâinea, dar multe lucruri din sfera digestivă se reglează din alimentație. Deci, exemplu tipic pe care îl dau de multe ori și l-am dat și în emisiunea noastră de multe ori, este cel al constipației. Și le spun la pacienți, mâncați 2-3 linguri de tărâțe de grâu dimineața cu 2-3 linguri și 2-3 prune uscate seara și beți 2 litri de apă și după aceea vin în cabine, că au venit de aici, ne-am auzit aici vorbind pe noi despre constipație și au venit după aceea și au spus, domnule, de când v-am auzit la televiziune, nu mai am probleme cu constipația, dar am venit pentru altceva, dar v-am auzit și am respectat și mi s-au rezolvat problemele. Da, care nu e, și cum să zic, nu sunt nici cheltuiele, adică 2 linguri de tărâțe, exact. 2 prune uscate nu s-o așa sumă. Așa este, adică și nu, exact, sunt practic lucruri pe gratis și sănătoase și care le găsim în supermarketuri. Pe când dacă mergem să luăm, nu le zic numele, toate laxativele, sigur scăpăm de 60-70 de lei. Păi scăpăm, că iată industria farmaceutică, așa cum am spus, ce vezi la reclame? Înflorește, da. Reclame la suplimente alimentare, medicamente și case de pariuri. Și care laxativele acestea, de cele mai multe ori, sunt creează dependență. Și dacă tot vorbim de constipație și am vorbit de sarcină, iarăși o boală frecventă, o patologie frecventă la femeile însărcinate, și unde iarăși tratamentul, tocmai l-am spus acum, tărâțele și prunele uscate, așa pot să-și regleze ele tranzitul și nu e necesar să-și pună supozitare care pot să fie de multe ori, sau medicamente care de multe ori pot să fie toxice pentru făt. Și constipația apare frecvent la femeile însărcinate prin faptul că fătul, fiind la mijloc și colonul fiind pe tot acest cadru, împinge practic și pe colon, pe cadrul colic și creează acolo niște stenoze. Și acolo se adună scaunul, se dezidratează și atunci practic apare scaunul mai tare. De asta, mâncând fibre alimentare, tărâțe, prune uscate, fibre de psilium, sunt fructe, mango, măr, care prin conținutul lor crescut în fibre, citrice, ele, dacă bem și apă, bineînțeles, dacă nu bem apă, atunci ele practic determină ca scaunul să fie mai moale și prin asta el să elimine, dă volum scaunului. Și uite că le rezolvăm numai din alimentație și de multe ori se întâmplă. Și repet, cu costuri minime. Cu costuri minime, exact. Da, pentru că ne apropiem de final, hai să facem o recapitulare a subiectului principal de astăzi. Am vorbit de hepatite și să revenim un pic la ele. În primul rând, cam care este incidența? Sunt mulți oameni cu hepatită în țară raportat la alte afecțiuni? Da, sunt foarte mulți pacienți cu hepatită. Acum, ce ar trebui să conștientizăm noi este, în primul rând, că să prevenim hepatitele. Am spus cauzele și cum se pot transmite contact cu sângele infectat. Ar trebui poate să conștientizăm și să avem o campanie națională de testare pentru hepatita B și C, în așa fel încât să ne asociem și noi, Organizația Mondială a Sănătății, care dorește eradicarea totală. Revenim să mai luăm un telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Alo? Da, rămână, vă ascultăm. Bună seara, Rodica mă numesc. Bună seara. Aș avea o întrebare pentru domnul doctor, dacă se poate. Sigur. Da, da, vă rugăm. În urmă cu vreo 10 ani, soțul meu a avut niște probleme și a făcut analizele. A fost diagnosticat cu hepatita C. În acest caz ne-am făcut toți analizele din familie. Copiii n-au avut nicio problemă.
Mie mi-a descoperit, mi-a spus doamna doctor, cândva, cândva de mult, am contactat un virus B, dar mi s-au dezvoltat anticorpi. Deci așa mi s-a spus că organismul mi-a dezvoltat anticorpi. Da, nu am făcut niciun tratament. Spuneți-mi, vă rog, dacă acel virus a fost anihilat în totalitate, a fost distrus, sau e posibil să, știu eu, să transmit cuiva și acum? Nu. Acel virus, dacă au apărut anticorpi, cel mai probabil că aveți anticorpi și acum. În cazul virusului, virusului B, anticorpii sunt în titlu cel mai mare în momentul în care ne vaccinăm. Deci eu, de exemplu, care sunt vaccinat și n-am trecut prin infecție, am undeva la 400-500 de unități per mililitru. Dumneavoastră care ați trecut prin infecție și ați făcut a dezvoltat anticorp, care e foarte bine, 40% din persoanele care trec prin infecția cu virus hepatitic B dezvoltă și anticorp sau virusul se duce într-un stadiu dormind. Deci e o diferență să dezvolți anticorpi sau să fii purtător cronic sănătos de antigen HBS. Dacă a dezvoltat anticorpi, înseamnă că aveți anticorpi împotriva virusului B, deci anticorpi HBS, care sunt peste 11 unități pe mililitru. Deci totuși aveți undeva la 40-50 de unități, iar dacă e purtător cronic sănătos, atunci, practic, virusul este într-un stadiu dormind. El nu afectează ficatul și nici nu-l puteți transmite. Deci, în cazul dumneavoastră, cel mai probabil că ați dezvoltat anticorpi, dacă așa spuneți, înseamnă că v-au făcut anticorpii și aveți anticorpi. Atunci sunt șanse aproape zero ca dumneavoastră să scadă aceste anticorpi sub nivelul de protecție. Eventual, asta trebuie să mai urmăriți, să vă faceți încă o dată anticorpii și să vedeți cum sunteți cu nivelul de protecție. Dacă cumva nivelul de protecție este sub nivelul limită, atunci ce puteți face este să faceți o doză de vaccin ca să crească anticorpii. Atâta tot. De transmis sub nicio formă. Dacă dumneavoastră ați dezvoltat anticorp, nici nu aveți virus în sânge. De sub nicio formă. N-aveți cum să transmiteți. Deci nu am virusul în sânge. Nici vorbă. Dacă în cazul, dacă ați spus că ați dezvoltat anticorp, nici vorbă. Nu. Așa mi s-a spus că am dezvoltat anticorp. Da, atunci nu, nu. Deci nu aveți cum să aveți, doamnă, vestea e bună. Deci nu este în stadiu de dormit. Dacă ați dezvoltat anticorp, nu e în stadiu de dormind. Atunci este pur și simplu vindecat. Este da, nu mai doarme, evoluția poate să fie spre hepatită cronică, când avem viremie mare, spre stadiu de dormind, purtător cronic sănătos, când atunci nu se dezvoltă anticorp, dar nici virusii nu sunt în sânge și poate să-ți prefe vindecare când se dezvoltă anticorp. Deci la noastră a fost previndecare. S-a dezvoltat anticorp. Anticorp, deci nu doarme, nu nimic. Da. Da. Spuneți-mi, vă rog, acest virus B. Da. Să zicem, pentru că nu sunt omul care, știu eu, să fi a avut relații cu alte persoane sau să mă rog. Da. Nu am fost la mare, nu am fost încă. De unde l-am putut contacta? Am spus, nu știu dacă de unde apare? De unde apare? Bun, persoane care prin sânge se transmite prin lichide, salive sau știu eu. Manicură, da. Pedicură, am spus mai înainte, manicură, pedicură, da, da. Stomatolog, transfuzii de sânge înainte de 90, intervenții chirurgicale înainte de 90 sau contact cu sângele infectat al unei persoane infectate. Sau mai sunt multe, contact cu sângele. Acum ce am mai întâlnit la pacienți în satul mare, tratamentul cu, spunem, cu ceva valve din astea, cu cum fac chinezii. Un fel de care și acolo, da, cu ventuze, exact. Tratamentul ăsta cu ventuze în care și acolo prin tragerea ventuzelor respective vine contact cu sângele, ventuzele n-au fost dezinfectate. Eu vă zic acum ce am întâlnit la pacienții mei.
Dar dacă am stat la o discuție de vreo 5-10 minute, sunt convins că am găsit și la dumneavoastră cel puțin două cauze. Că și la mine am găsit, eu medic sunt, dar sigur găsesc două, trei cauze prin care aș fi putut lua. Acum, să nu înțelegeți? Da. Nu. Da. Bine, acum... Alo, mă auziți? Da, da, auzim. Am născut înainte de 90, da. Am fost eu, nu zic că, mă rog, am văzut și mânuși care se spălau și se uscau pe calorifer. Atunci despre ce discutăm? Bun, dar eu asta v-am întrebat. Știm că epatita A se zice e boala mâinilor murdare. Da, așa este. Dar B-ul de unde? B-ul este din contact cu sângele. Cum a apărut virusul B? Da, cum? De unde da. E de la, de la animale. De la animale, probabil de la aceeași rudenia noastră maimuța. Așa a ajuns să ajungă în populație. Și din populație se transmite, aia, da, se transmite la, pe cale verticală, aproape, de la individ la individ. La fel ca și HIV-ul. Deci de la maimuță. De la individ la individ. Așa se... Și omul a fost mai întâi muță, după aia maimuță. Da. Da, mulțumim, nu... mulțumim, doamna, pentru intervenție. Nu mai o întrebare, dacă se mai da, poate. Da, vă rog. Spuneți-mi, vă rog, domnul doctor, de la ce nivel de anticorpi să fac vaccinul eventual? Dacă aveți anticorpi anti-HBS, anticorpi HBS sub 11 da. UI pe mililitru, atunci trebuie să vă vaccinați. Și antigenul negativ. Deci antigenul HBS să fie negativ și anticorpii sub 11 unități pe mililitru, atunci vă puteți vaccina. Da. Bun. Vă mulțumesc mult și multă sănătate tuturor. Mulțumesc la fel. Mulțumim. La revedere. La revedere. Să rămână. Revenim, deci vorbeam de hepatita B, C, da? Da. Și de faptul că, iată, e orecum greu de depistat. De simțit, așa, deci da. Neavând... reamintim un pic, totuși, care ar putea fi unele simptome. Oboseală, ai spus, nu? Da, oboseală, de cele mai multe ori oboseală. O durere nejustificată, da? Durere sub coaste, în hipocondrul drept, deci imediat sub coaste, o stare de oboseală, de sfârșenie, în principal, icter, colorarea în galben a ochilor și a pielii, și în stadiile avansate deja apar semne de ciroză, pe steluțe vasculare, pete roșii de pe piele. Pot să apar abdomenul care e crescut în volum, burta mare, deci, prin balonare, da? Da, pot să apar deja așa zisul vărsat de sânge, că își varsă ficatul, pot să apară varicele pe esofag și aceste varice de pe esofag se rup și pacientul poate să vomite sânge. Și ca și frecvență, că asta am da, spuneam de sunt de frecvență, am văzut că oamenii ne sună, că da, au venit în contact avut, cu hepatită B, cu hepatită C, că încă așteaptă. Sunt frecvente pentru că eu am în hepatită B, de regulă când începem tratamentul, foarte, foarte rar ajungem în hepatită B. De exemplu, în hepatită C am spus că tratamentul durează cam 12 săptămâni. Și am scăpat de virusul C. Am văzut domnul care a avut tratament acum 5 ani și care a scăpat de virusul C și totul e bine. În hepatită B, când ajungem la tratament, de cele mai multe ori tratamentul este toată viața. Este un medicament antiviral, entecavirul, care într-adevăr este gratuit pe program național. Facem un dosar. E ușor incomod, totuși da. Toată viața trebuie să iei zilnic un medicament antiviral. Rolul este să țină virusul, și se întâmplă asta, să țină virusul în stare dormindă. Adică dacă viremia este de 2-3 milioane per mililitru de sânge, atunci, dând acest medicament, după aceea când repetăm viremia, virusul din sânge, vedem că viremia nedetectabilă. Nu sunt virus în sânge. Și atunci, de cele mai multe ori, acest tratament trebuie să-l luăm toată viața. Este un tratament
care are puține reacții adverse din fericire sau aproape deloc. Și atunci pacienții pot să-l ia o perioadă lungă. Dar ce vreau să vă spun este că eu am peste 50 de dosare și sunt numai de 4 ani, de 3 ani jumate. 4 ani o să fie la anul în februarie, de când sunt specialist în Spitalul Județean din Satu Mare. Sunt numai de 3 ani jumate în Satu Mare și am peste 50 de pacienți cu hepatită B pe care îi tratez. Deci dosare de hepatită B și pe care îi urmăresc. O parte dintre ei monitorizez. O parte dintre ei sunt pe tratament și o parte dintre ei doar îi monitorizez, pentru că e hepatită care doarme. Și atunci doar îi monitorizăm să vedem dacă se reactivează sau stă în stadiu dormind. Da, asta trebuie monitorizarea din 6 în 6 luni. Din 6 în 6 luni, da. Ai spus atunci asta da. E. Da, pentru că tot ai spus de Spitalul Județean pentru telespectatori, foarte mulți ne-au scris, mă rog, cu felicitări și așa mai departe, să le dăm și locurile de contact unde poți fi găsit. Deci, odată ai o pagină, da? Am o pagină de Facebook, gastroenterolog, e greu, gastroenterolog Dr. Costea Cristian. Deci este o pagină în care sunt urmărit atât de Sărmăreni cât și din alte localități. Acolo postez de obicei, uite, inclusiv emisiunea noastră, am dat și eu share acolo pe pagina aceasta. Încerc să postez informații numai și numai medicale, despre gastroenterologie, despre ce e nou în gastroenterologie, despre cei vechi în gastroenterologie, dar consider eu că ar fi util pentru pacienți, inclusiv articole despre hepatite am postat acolo, inclusiv despre hepatita B în sarcină am postat acolo, că e destul de frecventă. Deci lucruri din da. Domeniu exact, și din de domeniu, actualitate. Strict din domeniul medical. Deci mai asta e pagina gastroenterolog Dr. Costea Cristian pe Facebook, la Spitalul Județean. La Spitalul Județean în policlinică, în fiecare zi de luni, de la 11:30 la 1:30, prin programare la numărul din policlinică și la Spitalul Județean pe secția de gastroenterologie, unde la 7:30 până la 1:30 zilnic, cu excepția zile de luni în care sunt în policlinică, și gărzi și gărzi de endoscopie, iarăși Spitalul Județean și în cabinetul privat la clinica Cezar Med, de pe strada Retezatului acolo, numărul 27. Acolo când ești la Cezar Med? Acolo sunt marțea, miercurea și joia, chiar și vinerea câteodată, în funcție de numărul... Da, e bine să te contacteze pe pagina ta de Facebook, da, îți găsești și numărul de telefon da, și e mai bine da. Pentru programări să vorbească, da. Să te contacteze. Mersi foarte mult pentru prezență. Vă mulțumim dumneavoastră că ați fost, ca de obicei, alături de noi și pentru că e emisiune cu sănătate, în special pentru asta vă dorim multă, multă sănătate și pentru că e weekend, un weekend plăcut. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.